Ultimul amical al galbenverzilor se va desfășura pe stadionul Orășenesc, sâmbătă, când va întâlni echipa bucureșteană rapid. Acesta este al șaselea amical de la reluarea pregătirii în 2021, pe care galben-verzii îl vor disputa, precedentele terminându-se numai cu victorii. Astfel, CSM Mioveni a învins pe rând pe Olimpic Zărnești cu 4 la 2, Kids, Tâmpa cu 6 la 0, FCSB 2 cu 2 la 1, CSA Fumați cu 3 la 1 și Unirea Bascov cu 2 la 1. În cele 5 meciuri disputate, elevii lui Alexandru Pelici au înscris 17 goluri, dar au și primit 5 de la adversari mai slab cotați, media fiind de un gol pe meci. Golgheterii echipei în jocurile de până acum sunt Rusu cu 6 goluri, 2 din 11 metri, Iștvan și Masaro câte 2, ambele din 11 metri, Șerban, Rădescu, Blănaru, Coșereanu, Garuti, Ivan și Burnea.